Moldovenii își permit să cumpere de două ori mai puține bunuri și servicii în comparație cu cei mai săraci europeni. Vorbim despre bulgari care în trecut au fost extrem de dependenți de Uniunea Sovietică, ca la sfârșitul anilor 90 să pornească pe calea integrării europene. Mai multe curiozități despre economia Bulgariei aflați într-un nou reportaj realizat în cadrul campaniei Vreau în Europa. În 2007, când Bulgaria adera la UE, cetățenii ei nu își permiteau decât 37% din ceea ce putea să-și cumpere un european. La 17 ani de la integrare, calitatea vieții a crescut considerabil. Bulgarii deja își permit 64% din media europeană. Pentru comparație, puterea de cumpărare a moldovenilor este de doar 27% din cea a europenilor. Economia bulgară a avut un eșec dramatic după anul 1989, atunci când a pierdut piața sovietică, de care era strâns legată. Deși revenirea a fost complicată, o analiză făcută de Institutul pentru Economia de Piață din Bulgaria arată că până la aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut al țării era de aproximativ 20-25% față de media pe țările membre UE. Acum, după 17 ani de la aderare, acest indicator a crescut de 3 ori. Asta a însemnat și o creștere a veniturilor. Dacă în anul aderării, în cursul de atunci, Bulgaria avea un salariu minim de 90 de euro, acum nu există lefuri mai mici de 500 de euro. Salariul mediu pe economie, deși este unul dintre cele mai mici din UE, a crescut în ultimii 17 ani de aproape 4 ori și a fost de 1120 de euro în trimestrul întâi al anului curent. Pentru comparație, în Republica Moldova, în aceeași perioadă, s-a câștigat în medie 683 de euro. Indiferent de cine guvernează la Sofia, autoritățile recunosc faptul că economia bulgară se dezvoltă în mare parte datorită banilor europeni. Din anul integrării și până acum, Bruxelles a oferit acestei țări aproximativ 40 de miliarde de euro. More than 17 years we are in the European Union, so we benefit from the free movement of goods, capital, trade, transportation, etc. Bulgarian income in terms of salaries, pensions, social payments increased significantly about 10 times. Now is at the level of almost 500 euro minimum salary and the level of 240 euro minimum pension. Deși lucrurile se mișcă mai greu decât și-ar fi dorit, bulgarii susțin că sunt pe calea cea dreaptă. Pri всички случаи живеем по-добре и аз не разбирам какво дава аргумент на критиците на Европейския съюз. Всъщност най-голямата полза, която отчитам за себе си и за по-младите хора, моите деца, да кажем, е възможността да пътуваме свободно. Kinda, yes. Definitely there is a big difference than before. Definitely we have freedom and of course it's important that we are in the European Union. Хората подобриха качеството си на живот от към заплащане и това, че могат да пътуват вече по-лесно, се отрази на по-голямо се отвориха към света. Според мен има още доста път да се измине, но като цяло се движим в положителна посока. Казвам го като студент, впрочем аз уча и право, така че съм доста запознат с Европейски съюз и правото на Европейски съюз. За мен лично е много по-добре тогава, когато си в Европейски съюз и с оглед на това, че заплатата ти също е по-висока. На всичкото отгоре, именно заради това, че е съюз, по-големите помагат на по-малките, а именно по-големите държави като Германия, като Австрия и така нататък, нали, допреди и Великобритания, помагат на по-малките държави, именно като Румъния, като България, което е всъщност изключително полезно за нас, чисто финансово, икономически и във всеки един аспект. Решават се, но много бавно и много. Бихме желали да е малко по-бързо и по-високо. Заплатите винаги зависят от производителността на труда. Зависят също така от това дали производството е по-високо технологично и какво
какво се влага в него като суровини. Изключително ценно е това, че сме заедно в Европа. Има много плюсове. Но всъщност ценно е да запазим това, което всяка една страна дава на Европа. Защото то е точно както пете пръста или както пръстите на ръката. Всеки един е различен, но когато са заедно, те са обединени, имат по-голяма сила. Амбасадорul Republicii Moldova în Bulgaria, Anatol Cebuc, spune că a revenit la Sofia după aproape 20 de ani ca să descopere o altă țară. Ultima mea misiune a luat sfârșit în 2001, când Bulgaria nu era membra Uniunii Europene. Acum, peste 20 de ani, revenind la Sofia, pentru mine a fost o descoperire, o altă oraș, o altă lume, o altă față a țării. Oamenii s-au schimbat radical. Nu mai vezi ce tristețe de ani de zile. Sunt veseli, sunt mulțumiți de viață, eu aș spune. Și uite deja nu în trecut, dar privesc spre viitor. Acum diplomatul este convins că și Republica Moldova poate prospera doar în familia europeană. Uniunea Europeană este o libertate, este o democrație, este o voce. O voce care este și vocea ta, care poți să o spui, poate fi auzită, poate fi realizată. Uniunea Europeană este o securitate pentru toți noi. Cea mai mare securitate, în general, pentru o țară, este atunci când ești liber. A fi liber este ușor de spus, e mai greu de obținut, dar Uniunea Europeană a dovedit-o prin fapte că libertatea poate avea loc. Bulgaria, ca și România, a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, iar acum se lucrează intens pentru aderarea la zona euro. Data țintă pentru introducerea monedei unice europene este stabilită pentru 1 ianuarie 2025, iar ca urmare va avea loc reducerea de costuri pentru tranzacții și afaceri, ceea ce va sprijini exporturile și va spori investițiile străine.